Când ajung în preajma Ișovă, o iubesc pe albă ca zăpada și albastru ochilor prăpăd. Spectacolul Declarație de Dragoste este construit în întregime pe versurile din poeziile de dragoste mai puțin cunoscute ale lui Adrian Păunescu. Este un spectacol unicat, închinat de menestrelul Tudor Gheorghe, marelui poet. Opera lui Păunescu, după pe fiecare cărare pe care el a bătătorit-o în poezia lui, se poate face un spectacol. Eu am ales poezia de dragoste pentru că e mai puțin cunoscută poezia de dragoste lui Adrian. El îmi spunea la un moment dat că el se regăsește mai mult în poezia socială. Este un spectacol grandios. Aș invita toți craiovenii să-l vadă și ne bucurăm că participăm la un asemenea eveniment. Mi se pare că este un lucru bun, pentru că este important ca și tinerii să meargă. Adică să ieșim un pic din sfera asta de Facebook și de... E bine. Îmi plac versurile lui Adrian Păunescu ca orice cărui român, ca și orice cărui român. Și ce părere să am că se organizează? Foarte bine că se organizează, e normal să se organizeze. Cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional Adrian Păunescu se încheie astăzi. De la ora 19 la Filarmonica Oltenia vor susține un concert Alifantis și Fragile Band.